Pepenii, fie că sunt aduși de import sau provin din producția autohtonă, au ajuns să se vândă atât la tarabele din piață, cât și în supermarketuri la un preț exorbitant. Cât costă un kilogram din acest fruct? Este adevărat că încă nu este sezonul pepenilor, însă prețul acestui fruct, chiar și pentru această perioadă, este mult prea ridicat și face ca acesta să devină un lux pentru cei mai mulți dintre români. În piața Obor din capitală, tarabele sunt deja pline cu pepeni, chiar dacă mai este mult până la vară, perioada în care este de fapt sezonul acestor fructe. Un pepene de 8 sau 9 kg costă în jur de 80-90 de lei. Un răsfăț culinar pe care cu siguranță și-l vor satisface cel puțin în această perioadă foarte puțin dintre români. Este munca pe o săptămână și ceva. Este incredibil cât poate să coste în această perioadă un kilogram de pepene. Păi ajungi să dai 900 de lei pe un fruct de 10 kg? Cine își permite acest lucru? Este munca pe o săptămână și ceva a multora dintre români. Unii poate că muncesc pentru această sumă chiar și jumătate de lună. Dar dacă pepenii sunt expuși cu acest preț, este clar că există și cumpărători, spune Ioana, o femeie venită în piață pentru cumpărături. Nu doar pepenii au un preț ridicat, și varza nouă o găsești la tarabele din piață cu 7 lei pe kilogram, nici căpșunile autohtone nu se găsesc la un preț mai rezonabil. Acestea se vând în această perioadă cu 35 de lei, fiind mult mai scumpe ca cele aduse din afara țării. Însă, un șoc mare a fost produs și de prețul roșiilor. Înainte de Paște, roșiile românești se vindeau cu 65 de lei kilogramul, prețul acestora fiind cu mult mai mare decât acelor aduse de peste hotare, relatează click.ro.